După un traseu frumos, am ajuns la cabana la Mălăiști. După cum se văd, vârfurile sunt pline cu zăpadă. Superbă priveliștea de aici. După vârful de acolo se ajunge în partea dreaptă pe vârful Omul. Superbă senzația. Priveliștea, tot când ești pe munte, este extraordinar de frumos. Superb. Pur și simplu stai răsuflarea. Da. Superbă cabana, superbă zona. Din nou sunt pe munte. O zi frumoasă de toamnă, 8 octombrie 2022. Da, mă îndrept către cabana Omul. Vin de la cabana. E un traseu superb de frumos. Puteți vedea și voi. Fără cuvinte, fără cuvinte, sunt pline cu zăpadă. Vederea este incredibil de frumoasă. Vă descriu în cuvinte. Mirobolant. Căutați pe net ce înseamnă mirobolant. Da, e... Eu sunt în pantalon scurt și tricou. Frumos. Când ești pe poteș de munte, totul e la superlativ. Normal că e frumos. Am ajuns în porțiunea cu zăpadă. Drumul continuă către vârful Omul. Frumos, frumos. Chiar dacă e zăpadă, costumație tot. Pantalon scurt și tricou. E cald afară. Superbe locuri, de-a dreptul fantastice. Urcușul prin Hornul Mare de la Mălăiești către cabana Omul. Este un urcuș destul de dificil, deoarece am putut să-mi iau colțare. Zona este plină de zăpadă, dar cu multă atenție. Normal. Urcarea pe horn de la cabana Mălăiești către
cabana Omo este una destul de dificilă. Una că este foarte, foarte abrupt. Este înghețat. Yes. Da, mă dă-i. În acest loc este dotat cu șufe pentru a putea urca. Este destul de abrupt și plin cu zăpadă. Fel de via ferata, să spunem așa, din Bucegi. Da. Mai e ceva? Acum și ca am ajuns. Urcușul este recomandat celor bine antrenați, bine echipați. La un moment dat eram doar în tricou și pantaloni scurți la umbră. Trebuie mănuși, trebuie haine. Am termica în rucsac. Ce pot să vă zic? Cam ăsta e traseul. Aici e locul din nou în care trebuie să mă ajute șofe. Încerc să vă arăt cumva care e traseu, cum se urcă. Da, sâmbătă trecută la campionat la Dobrovăț. Acum mișcare, sănătate curată. Un mic popas. Aș vrea să spun că nu e greu, dar este foarte, foarte, foarte greu. Foarte greu. Da, încerc să fac o fotografie. Ca să surprind locurile astea minunate. Sunt la jumătatea Hornului. Un mic loc în care pot poposi pentru câteva secunde și de aici mai departe. Cea mai mare parte a Hornului am urcat-o. Am un pic și am ajuns. Priveliștea este de-a dreptul fantastică. Încerc să prind cât mai multe imagini, să vă bucurați și voi de toate peisajele astea frumoase și superbe. Yes. Am ajuns în vârful Hornului. Superb. Aici am urcat. Deci aici ai sus pe culme.
jos e cabana mărește. O priveliște de taier suflarea. Da, aici e hornul prin care am urcat. Ai poteca care duce la șaua strungă, poteca care am făcut-o acum o lună de zile cu bicicleta. Spun, de-a dreptul fantastic frumos. Superb. O liniște de plină. De acum o să scot mănușile, nu mai am nevoie de ele. Mă duc către mă. Acolo este poteca. 40 de minute și am ajuns. Acum urmez un traseu de creastă până la cabana, până la cabana Omo. Superb. Partea aia este padina. Frumoase traseile. Pic și am ajuns la cabana la Omo. Să fac în așa fel încât nu o să opresc filmarea până nu ajung. E în vârful ăla destul de lejer aici pe vârf, pe creastă, mai ales cu peisajele astea atât de frumoase. Nici nu mă gândesc să mai plece acasă. Un aer atât de bun, de curat și de rarefiat. Da, pe acolo trebuie să mă întorc. Undeva acolo jos e zărneștiu. Priveliște uimitoare de la un moment la altul. Superb. Ce frumos e. Da. Continuăm urcarea către cabana Omo. Nu mai am decât, eu știu, maxim 5 minute de mers. Chiar dacă este zăpadă, ora este una plăcută, în tricou, după cum se vede, și pantaloni scurți. Se ivește o priveliște atât de frumoasă. O mare de nori, roată împrejur. Practic, m-am ridicat plafonul de nori, acum și ca la cabana. Am ajuns la vârful Omo. Acolo este vârful Galbena.
Niște de aici către Sinaia. O să poposesc foarte mult aici, să ajung înapoi la Râșnov. Dragilor, de la vârf, de la Umu, continui către Râșnov, frumoase peisajele. Coborârea voi face pe alt traseu către Râșnov. Destul de dificil. Zăpadă este de ajuns încât să te încurce. Colțarea ar fi fost o alegere foarte bună dacă eram la mine. Dacă nu sunt, cu atenție, ajung în siguranță. Peisajele sunt de dreptul. Aici este coborârea către Râșnov. Super fain. Da? Foarte frumos. Cu atenție pot coborâ. Bucance Salomon își fac treaba. Stai, respirația tot ce vezi aici. Aici continui pe brâna Caprei. Trebuie să cobor acolo. Și undeva în zare este Râșnovul. Gata, am trecut înapoi la haine, la mănuși. Îi dau bătăi.
octombrie 2022, Râșnov, cabana Mărăiești, vârful Omul, cabana Omul. Acum sunt pe coborâre, o coborâre superbă. Sunt în zăpadă, da, frumos. Antrenament pentru Negoiu, cât de curând. Am pupat. Superb.